La Cavnic s-a semnat azi ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a străzilor din oraș. Valoarea celui mai mare contract din istoria post-decembristă a orașului, așa cum îl numește primarul Vladimir Petruț, este de aproape 13 milioane de lei. Proiectul de infrastructură rutieră pentru străzile orașului Cavnic a fost gândit și conceput în urmă cu 3 ani de zile. A urmat multă muncă și multe drumuri de bătut pentru a putea finaliza documentația necesară obținerii unei finanțări nerambursabile pentru implementarea acestui proiect. În anul 2017 s-a depus cererea de finanțare către Ministerul Dezvoltării Regionale și a Fondurilor Europene, iar în ianuarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare prin PNDL2. ARL Cluj este firma care a fost desemnată câștigătoare a licitației de execuție a lucrării. 13 km de infrastructură de circulație rutieră vor fi reabilitați de concernul austriac Strabag prin subsidiara ARL Cluj. Onoare pentru noi și pentru mine ca și primar să atingem acest moment important. Orașul Cavnic, după cum știți, în ultima perioadă a făcut multe proiecte, am încercat să implementăm multe proiecte, numai că, din păcate, ai nevoie de documente, sunt multe lucruri care trebuie realizate până să ajungi la implementarea unui proiect. Dar uitați că noi avem mândria și succesul, să spun, să fim în faza în care putem să semnăm contractul cu firma care a fost declarată câștigătoare în urma licitației făcute de către primăria orașului Cavnic. Ca și o retrospectivă, deci discutăm de un contract în care dorim să reabilităm, să modernizăm circa 13 km de străzi din orașul Cavnic. Este o lucrare care a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. Suma care a fost finanțată este 12.160.420.000 RON, iar în urma licitației contractul a fost adjudicat pentru suma de 8.490.000 plus TVA. Este împreună cu suma de TVA de 10.103.000. Noi am avut licitația, să știți că se demonstrează că dacă există seriozitate și dacă îți vezi treabă lucrurile mărbine, putem să spunem că ne putem mândri că nu am avut contestație la procedura de licitație, că am știți că în România, în general, orice procedură de licitație care are o sumă mai mare, de obicei este contestată. La noi, dacă ne-am făcut treaba cum trebuie și dacă nu am avut niciun interes și nu avem niciun interes, firmele care au participat au avut actele în regulă și noi am legat un câștigător, iar ulterior nu au fost contestații. Eu am ținut foarte mult ca în acest moment important pentru orașul Cavnic să fim prezenți atât Consiliul Local al orașului Cavnic, care doresc să-i mulțumesc pentru că a susținut încă din 2015 documentația și tot ceea ce a fost realizat în acest proiect. Doresc să mulțumesc tuturor factorilor politici, pentru că trebuie să recunoaștem că, din păcate, în România, dacă nu ești într-un partid politic și dacă nu ai susținere, nu poți să realizezi unii obiective. Pentru că așa este politica țării noastre. Dar noi dorim să arătăm că nu avem niciun interes și noi respectăm pe toată lumea cine a fost alături de noi. Și să știți că oamenii care vedeți această masă, începând de la domnul președinte Emil Ambruș, la domnul secretar Felician Cernișteam, domnul președinte Doru Dăncuș, doamna președintă Cornela Negruții, care, după cum se vedeți, fiecare reprezintă un alt partid politic și este foarte important că se poate da mână cu mână, să spunem noi, pentru un contract important, pentru că ce spun că e un contract important. Orașul Cavnic niciodată, după Revoluție, nu a mai avut un astfel de contract cu o astfel de valoare în care vor fi făcute niște lucrări. Eu doresc să le mulțumesc la fiecare dintre ei pentru că m-au susținut și ne-au susținut în această... Au susținut tot ceea ce a semnat acest contract. Pot să spun că la început am început acest contract în aprilie 2015. Am început proiectarea, documentația și știți câte trebuie. Și au trecut deja 3 ani până să putem implementa. Am început cu domnul președinte Emil Ambruș în acel moment, care a fost alături și m-a susținut și m-a susținut. Ulterior, vreau să vă spun că cu domnul Felician Cernișan a fost la București. La București, să ne ajute să găsim soluții pentru finanțare. Ulterior, doamna președintă, în calitatea dânsei, ne-au finalizat, să spunem așa, să fim siguri că vom fi și noi acolo unde este locul nostru. Și Consiliul Județean ne-a susținut permanent activitatea prin factorii de acolo. Și noi, să știți că am invitat și pe domnul președinte Gabriel Zete astăzi să fie aici prezent, dar n-a putut veni pentru că a spus că are un lucru mai important, o altă întâlnire cu ceva delegație.
Până la urmă, e opțiunea fiecăruia. Noi nu avem politica e politică, administrația administrație. Noi am invitat pe toată lumea pentru că vreau să ne bucurăm cu toții de astfel de un contract. Valoarea este de circa 10 milioane finală în urma licitației. Au participat două firme. Firma ARL Cluj și consultul SESAR din Baia Mare. În urma licitației, toată documentația a fost aprobată la amândoi participanți și la final prețul cel mai mic o dictat. ARL-ul a avut prețul cel mai mic și ca atare li s-a atribuit contractul. Perioada pentru implementare, termenul de execuție a contractului este în două etape. Deci prima etapă este în prima lună se face proiectul tehnic care trebuie să-l facem, iar rămâne ca și execuție 14 luni. În total, 15 luni va fi ca și implementare și finalizarea acestui proiect. Eu doresc să vă spun că noi am mai făcut un lucru care vă asigur eu că nu-i găsiți poate niciun contract din această țară și noi l-am făcut. Deci noi, după finalizarea lucrării, care noi sperăm că cu perioada de iarnă și cu tot ceea ce pot fi suspendări, eventual undeva în septembrie-octombrie 2019 spre începutul 2020, lucrarea să fie realizată și finalizată, iar după recepție, garanția este de 7 ani. Deci garanția de bună execuție este 7 ani. Deci vă asigur eu că, în general, 2-3 ani, dacă sunt, noi am fost 7 ani, pentru că am încercat să facem o selecție și la această licitație să participe firmele care sunt serioase, firme care pot să-și asumă astfel de garanție, pentru că să știți că nu este ușor ca o firmă să ai o garanție de 7 ani la un contract pentru că se rețin niște bani din suma totală ca și garanție de bună execuție. Și nu cred că orice firmă din România își poate permite un astfel de lucru. Iar noi, ca primărie, nu ne-am permis să facem o lucrare care după 2-3-4 ani, cum vedem că se întâmplă, să fie distrusă toată. După aia nu mai ai cu cine să discuți. Iar o altă finanțare e greu să mai obții într-un astfel de contract. Noi putem să spunem că după ce această investiție va fi finalizată, gândiți-vă că în mai puțin de 2 ani de zile avem 13 km, circa 13 km de apă, a introdusă circa 13 km de canalizare și acum vor veni circa 13 km de asfalt. Deci, practic, va fi o lucrare care spun că un oraș totuși în 2 ani de zile să beneficieze de astfel de investiții, spun că e o mândrie și este un oraș mic, știți, nu simt un oraș mare. Și ne putem mândri. Eu cam aceste lucruri am vrut să vi le spun. De aceea v-am și invitat pentru că o să semnăm contractul cu societatea aici în prezența dumneavoastră și aș dori și tot domnul inginer sau administrator să ne spună dacă dorește câteva cuvinte înainte de semnarea contractului. Bună ziua, David Hancea, mă numesc, director general ARL Cluj. Pentru noi, la firmă, este primul contract care semnăm cu primăria orașului Carnic, un contract important pe care vom trata cu toată seriozitatea. Dorim să nu mă încurcăm foarte mult în oraș, în sensul că să finalizăm în un termen cât mai scurt și în condiții de calitate maximă lucrările solicitate prin caietul de sarcini. La final, sperăm să ne aflăm eventual în aceeași operație la noastră și să ne strângem mâna mulțumiți fiecare de prestația celuilalt. Cam atât am vorbit. Da, nu vă mulțumesc. Sper că să avem o bună colaborare. Eu, de pe acum, vă și spun că, ca și primar, sunt o persoană care, așa mai spun unii, mai dificilă de lucrat cu ea ca și persoană. Eu îmi place ca lucrările să fie de bună calitate, îmi place să fim serioși, să nu existe disensiuni. Totdeauna când vor fi probleme, discutăm, comunicăm. Eu și noaptea la 12, dacă trebuie, sunt prezent pe teren și vom fi alături și vom lucra. Dar eu, din ce recomandări, am văzut că aveți în toate părțile. Sper că să faceți lucrarea, așa cum ați făcut și în alte părți, o lucrare de bună calitate. Așa și totodată o să semnăm și ordinul de începere a lucrărilor, care este făcut. Practic, firma de astăzi înainte poate să înceapă prima etapă, are proiectarea și după aia execuția lucrărilor propuse în teren. Deci o să fie și ordinul de începere a lucrărilor, ca să nu pierdem nicio zi importantă nici noi și nici constructorul.
mai trebuie după aia, nu că mai trebuie ștampilat, e către dumneavoastră și va trebui ca administratorul orașului să semneze pe fiecare pagină. De asta rămâne. Ulterior. Bun. Să faceți o lucrare calitativă, ca valori să știe și să știți că dacă a fost mai exigent la lucrări, s-a dus recomand, așa s-a dus vorba noastră mai departe și nu mai vin firme care vin să-și bată joc. Vin firme care știu că serioasă și pot să ducă lucrarea. Eu așa cum spun, n-am mai lucrat niciodată cu noastră, este prima oară când mă întâlnesc cu domnul director, dar din ce am auzit, din recomandări, din ceea ce v-am studiat noi ulterior, un pic că studiem asta în viața, am văzut că aveți recomandări destul de bune. No, acum bineînțeles că mai este loc întotdeauna de mai bine, așa e viața. Noi sperăm să faceți calitate și aici la Cavnic și să știți că dacă vă veți face treaba cu bine aici la Cavnic, aici vin mulți oameni și cu cât lucrarea va fi mai bună, veți avea recomandări în continuare mai bune. Mai să știți un lucru, că aici la Cavnic Facebook este prima televiziune națională și aici, dacă ceva nu este ca lumea, cetățenii nu uită să te taxeze. Și cam din 5.000 de locuitori, 1.620 au Facebook. Deci cam să știți că ei sunt activi. Deci Facebook-ul știți, e cea mai bună televiziune și noi vă spunem sincer cum uzăm. Fără bani. Da. Vreau să vă mulțumim și să sub aceleași auspicii la tine. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim și la dumneavoastră pentru că ați fost prezenți. Dacă cineva mai dorește să ne alisețe la cuite, dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult și sper că să ne vedem cu bine la finalizarea lucrărilor tot în această formulă. Vă mulțumesc.